Avem pachet din România. Vreau să încep acest clip prin a-i mulțumi mamei mele că mi-a trimis din nou pachet din România, mai exact 14 kg. 14 kg 500 de bunătăți. Cred că am storcit ceva din greșeală. 14 kg 500 cu chestiile mele au unghia preferate din România. De ce n-am luat o farfurie? Mamă, simt mirosul de salam. Haideți să vedeți și voi dacă n-ați văzut până acum care sunt chestiile mele preferate din România. N-am început să am grijă că am perit o unghie. Nu vreau să vă arăt degetul mijlociu, dar ăla e. Hai să începem unboxing-ul, că nu mai pot de nerăbdare. Acesta cred că o să fie ultimul unboxing până în toamnă, iarnă. Hainuțe! Acesta este ultimul pachet pe care îl voi primi până când o să vină din nou frigul. Nu cred că o să mai poată să-mi trimită chestii pentru că o să vină căldura și riscă să se strice chestiile. Ia să vedem. Și mulți pupici. Dacă avem și mulți pupici, înseamnă că mai avem un sticăruț pe care scrie ceva. De unde e ce sticăruț? Și eu am scris pe colet pupiu. Foarte drăguțe. Ce sticăruțe drăguțe. Avem una, două, trei mușchi file, matache bacelaru. Acesta este mușchiul meu preferat. Mușchiul meu file preferat. Și nu, aici în Spania nu se găsește. Și credeți-mă că l-am căutat mult și bine. Aici avem o cămașă, cred. Un sacoaș de la S. Oliver cu buline pe interior. Vai, cât de frumos e. Abia aștept să-l probez. Abia aștept. Băi, nu pot să cred că mi-a trimis asta. Doamne, cât foloseam aparatul ăsta când stăteam cu el în aparat. Pentru dezinfecta fața și pentru coșuri, pentru acne, pentru cicatrici. Nu puteți să vă imaginați cât de mult face bine la acne acest produs. Și dacă nu știați, dacă cred că știați, fața mă arată ca naiba pe sub make-up-ul ăsta. I-am folosit acel aparat mult timp când am stat cu mama înainte să am acne. Și după ce m-am mutat singură am tot zis că o să-mi iau, n-am simțit nevoia să folosesc. Îl foloseam când mă duceam la ea. Și bine, după ce mi-a apărut acnea asta, când m-am dus în România de Crăciun, mama mi-a tot zis să-l folosesc, dar că nu l-am folosit. Vai de capul meu! Ok, aici avem o chestie pe care am rugat-o să mi-o trimite. Este vorba despre un diamant. Avem aici pietricele. Chiar am avut nevoie de genul acesta de pietricele zilele trecute la un make-up și nu înțeleg de ce e doar o cutie, frate. Și cutia cu de-astea colorate unde e? Ok, o să nu sunt cumpărat de la Jumbo, oricum încă o să mă duc din nou în România. Astea sunt luate de la Art Deco, cred. Din Park Lake sau art ceva, whatever. Vă ceva verde, vă ceva verde. Ula la! Pantaloni cargo scurți, pantaloni largi. Vai, am văzut unii similari at some point, dar era o altă nuanță. Vai cât de frumoși sunt, ce mărime ar fi. Sunt 38. În principiu îmi vin. De fapt, sigur am venit, sunt un pic oversize. Nu-mi zice că e un borcan de zacuscă, frate! E zacuscă! Doamne, cât de supărată eram zilele trecute, pentru că aveam foarte puțină zacuscă în borcanul pe care mi l-a trimis sura trecută. Și mănânc efectiv așa cu economie, pur un pic acolo pe pâine de gust, de poftă. Doamne, zacuscă! Zacuscă! Nu pot să cred! Avem una bucată almete cu verdeață. Tarara, preferatul meu. Doamne, câte chestii sunt aici. Cămara noastră, salam de Sibiu. Două de Sibiu. Și ceapă și usturoi. Băi, deja am mâncat salam din ăsta cu ceapă și usturoi, cum veniți de ceapă și usturoi. De, cred că cu 2-3 luni înainte să mă mut în România, mănânc foarte rar, dar îmi place foarte mult. Nu aș putea să mănânc de fiecare dată numai salam din ăla, plus că eu nu prea mănânc salam. Dacă acum că nu mai am, sunt disperată după salamul din România. Asta s-ar putea să fie mierea. Mă mir că mi-a trimis borcan. Adică mă știam să-mi trimită un pet ca să nu cântărească foarte mult. Avem miere. Doamne, de când zic, vă rog să-mi trimită niște miere. Avem argilă.
bej, mă rog, eu zic albă, dar avem argilă, foarte bine pentru că e aproape gata argila cu care am plecat din România de Crăciun. Și avem produsele de la K89, avem niște produse de la K89 și pe astea tot zic că o rog să mi le trimită de o vinicie de timp. Asta e că eu când am fost în România am împachetat o geantă cu o grămadă de haine și chestii pe care mi le doream neapărat în Spania și n-am mai avut loc de dumnealor. Așa, avem un spray, mai avem și alte chestii pe aici, mai avem încă un almete cu verdeață, încă două almete cu verdeață, deci până acum avem trei. Avem un borotalco, i-am zis mamei că a început din nou să-mi preiască borotalco și mi-a trimis verde, nici nu știam că există verde. Încă ceva verde. Ok, acel ceva verde este prea în fund. Haideți să vedem ce avem și pe lateral în primul și în prima fază. Băi, astea ar fi făcute de bunici, cineva aici, ușor, ușor, disperat, ușor, că belești unghia. Nu ați făcut de... Cârnați? Mi se părea mie că mirosea cârnați. Proaspeți și delicioși, bă, dar de unde i-a luat? Mamă, mă mălivă, n-am mălai, de unde iau mălai? Se găsește aici mălai? Ar trebui să se găsească, nu? Vai, ăștia prăjiți. Oi, oi de capul meu, slăinine, a venit Crăciunul, a venit Crăciunul, wow, nu pot să cred, nu mă așteptam la așa ceva, like, like pentru mama mea, vă rog eu mult de tot, like pentru cea mai tare mamă ever, da, i-am pus alu pentru că vreau să filmez și pentru TikTok. Hai să vedem și în buzunarul celălalt. Cubulețe de bacon. Băi, au și aici la Lidl, dar nu sunt așa, sunt diferite. Sunt foarte, foarte mici și foarte uscate cubulețele de bacon pe care le folosesc eu în normal la pat. Ste? Cașcaval. Cașcaval împletit, afumat, doamne, nici de asta n-am mâncat, cred că de... aproape un an. Să vă spun rapid o mică poveste despre cașcavalul ăsta împletit. Nu o să fac mult off topic. Eu când eram mică nu voiam să mănânc deloc cașcaval, absolut deloc. Și încerca mama să mă păcălească cu acest cașcaval, că e special, că e diferit, care are alt gust, că uite că ăsta e împletit, care are altă culoare, că la la la. Și îmi zicea, haide mami că ți-l tai subțire de vezi prin felie. Păi și mi-l tăia și mai subțire și mai subțire și o căpoasă. Dar nu se vede prin el, mai subțire. Eu n-am mâncat cașcaval până când am fost în Paris, prin 2008-2009, când am mâncat de nevoie. Urcam la Sacré-Cœur, mi se făcuse rău de tot foame și am luat hot dog. Singura variantă de hot dog care părea rezonabilă din punctul meu de vedere era ăla cu cașcaval rânzuit sau mozzarella, probabil că era acum dacă mă gândesc mai bine. Ceilalți hot dog aveau alte chestii și mai dubioase, așa că l-am ales pe ăla cu cașcaval. Bine, eu încercam să-l rup și să-l arunc și să nu mă vad, doar că mă păzea și nu prea am putut să fac asta. Și când am mâncat acel cașcaval topit, mi-am dat seama că îmi place cașcavalul topit. După care câțiva ani am mâncat numai cașcaval topit, gen pane sau în sandwich-uri la aparat. Iar acum sunt obsedată de cașcaval. Avem aici niște fiole cu colagen. Glas la Vital. Super! Hai să vedem. Avem punguțe. Mă tot plâng mereu că n-am punguțe. Când i-am împachetat coletul mamei, a zis, băi, nu știu ce să fac, nu am pungi, n-am suficiente pungi. Am tot zis că o să cumpăr pungi din alea mici și uite că acum n-am început ne borcanele de dulceață. De-aia am trimis niște borcane de dulceață de portocale și am trimis pungi. Nu știe că eu uit mereu să-mi iau ce-mi trebuie. Yay! Nu pot să cred! Unde l-a scos pe ăsta? Mango! Body scrub, body scrub, body scrub. Da, și scrub-uri de la Nala am tot zis că am trimis și nu mi-am trimis. Avem aici două măști de păr pe care mi le-am dorit foarte tare de la K89. Bine, naibii că au fost în punga pentru că acest capac era puțin desfiletat. Și, surprize, surprize, avem și un body scrub cu mango. Cred că este cel de la Andra pe care l-am primit de Crăciun. Shut the front door! E verde! Ah, nu, cred că am mai mâncat cu lămâie. Măgura verde. Haideți să punem într-un loc măguricile. Avem măgura cu lămâie și soc, măgura cu iaurt și zmeură, măgura cu cocos, papi cu cremă de lapte și zmeură. Vai, rom! Mamă, câte romuri sunt! Cu vișine, două cu vișine. Prăjitură cu cremă de rom, pe asta n-am mâncat-o și nici pe cea cu cremă de vișine n-am mâncat-o, trei cu cremă de vișine. Avem un rom bals care mi-a plăcut
ce tumoare telefonul. Technical difficulties. Am primit de 1 decembrie niște treburi din astea și m-a plăcut foarte mult. Asta e fără alună și asta e cu alună. Ciocolată rom. Bă, ăștia au scos și ciocolată cu rom. Ciocolata albă este preferata mea. Și e și cu caramel. Caramel sărat chiar, vă rog frumos. Nu este aroma mea preferată, este aroma mamei preferată, dar totuși și ciocolata albă și merita încercat. Avem o carte. Am rugat pe mama să-mi trimită o carte de la mine din dormitor. Mai avem o cutie de la Asla Vital cu pudră de argilă pentru tratamente cosmetice, băi, și nebun. Și mai mult argilă. Oh, wow, astea sunt pliculețe. Mamă, că doar să mă țin astea. Wow. M-am avea și să le încerc. Cred că o să-mi fac o mască astăzi dacă nu mai am atât de multe cojițe, că mi-am spart niște coșuri, deși nu trebuia. Băi. De ce sunt ude? Avem șervețele, vai cât de drăguțe sunt, șervețele cu ou de Paște. Ce naiba a fost aici? Au transpirat un pic. Sunt ude, unul s-a rupt în figuri, dar trecem peste. Sunt foarte, foarte drăguțe. Ne punem acolo. Avem o cafea Jacobs, pentru că îmi place numai cafea Jacobs. Ok, salam de bis. Nu mai pot să mă abțin. Deci nu pot să mă mai abțin. Am vrut să bag măgurica aia cu zmeurică, dar așa ceva. Am mâncat, cred, o dată de Crăciun. Da, de Crăciun, când am fost în România. Doamne. Doamne, deci salivez. Mamă, îmi vine să plâng. Văd aici și șamponul. Color Protect, o să vă linkuiesc produsele acestea în cutia cu descuiet. Mamă, asta s-a vărsat un pic. Îl simt, îl simt aroma. Băi, cerealele mele preferate. Am uitat să mă duc să mi le cumpăr când am fost în România. Nu pot să cred. Am zis că mă duc să mi le cumpăr ca să mi le trimit. Înțeleg așa că nu mai pot. Și am uitat câteva de poftă de la mama, băi, și am uitat să-mi cumpăr, să-mi trimit în Spania. Ok, pot să mă abțin, hai să vedem ce e verde aici. Nu, nu putem să vedem încă ce e verde acolo. Încă una cu zmeuri. Nu! No! Sos de la Tristor, mă duc și fac cartofi. Deci azi îmi fac cartofi, deși am cașier niște cartofi cu moța. Abia aștept să bag șaorma. Ok, încă două săptămâni. Cred că în 2 săptămâni, poate 3, mă duc în România. Mamă. Stăți așa. Ai de capul meu, Tristorul vieții. Trebuie să merg mai des în România. Avem o cremă lift intensiv, contur ochi și buze de la Asla Vital. O să fac un clip cu aceste produse în viitorul apropiat. De la Revox, Just Daily Sun Shield. Ok, Sun Shield. Este un SPF acesta, da, SPF 50 cu acid hialuronic. Atât pentru UVB cât și pentru UVA. Ce drăguț, ce micu, ce drăguț, zici că e un unicornuț. Ok, m-am calmat, cred că... No, nu te mai gândi la Tristor! Știți că e fază șaura, nu poate să-mi trimită. Cum ar fi să fie șaura? Na, n-are cum. Nu, că s-ar fi muiat pâinica. Chiar fi puțin rău de tot. Avem aici un sânge fals. Eu când am fost în România, m-am luat cu mine latex și sânge fals după mine, în ideea în care poate fac machiaje SFX de Crăciun, dar nici n-am avut chef și arăta și foarte nașpa fața mea și am zis mai bine să fac o pauză de la make-up. Roll-on spray antiprespirant 48 de ore. De când m-am dereglat hormonal și mi-au apărut coșurile, am sesizat un miros diferit aici și înainte nu simțeam absolut deloc miros și dacă îmi dădeam și dacă nu îmi dădeam cu deodorant, la modul că dacă nu ieșeam pentru foarte mult timp din casă, dacă știam că stau puțin, nici măcar nu îmi dădeam cu deodorant. Eu toată viața mi-am dat cu deodorant doar dacă știam că stau mai mult de 4-5 ore plecată de acasă. Și acum nu mai pot să ies fără deodorant și de când am început să iau Roacutan,
Vai de capul meu, s-a schimbat și mai tare situația, e foarte nașpa situația. O să vorbesc și despre treaba asta în clipul cu roacutan, cu simptome, cu impresii. Uriaș, gomaș, gentle jelly face scrub. Mamă, băi, eu n-am niciun scrub aici, nici de față, nici de corp. Îmi fac scrub cu bicarbonat. Scrub cu bicarbonat, cred că am spus. Și se sortează cu machiajul. Astea de la Uriaș sunt foarte bune, am văzut niște TikTok-uri. Este! Băi, am mâncat acum o săptămână treaba asta pe care mi-a trimisese mama în colețul precedent. E genială. Băi, nu e foarte mult ton, un pic de ton acolo în fund. Băi, dar e genială combinația dintre porumb, morcov și mazăre cu ton. Eu până acum am mâncat doar ton cu porumb. Haideți să scoatem toate măguricile. Mai avem încă una cu zmeură, una cu cocos, care e maxim de sortită, încă una cu cocos, încă un baton de rom, shut the front door again, alb cu cocos. Oh my god. Mamă, văd ăla de la Doritos, îmi vine să le desfac și să le ring. Se mănânc sosul gol. Mama mea. Noua mea ciocolată preferată, oficial. Mama, cât usturoi! Mi-am zis, mai trimite și niște usturoi. De ce? L-ai terminat pe ăla, zic, păi, nu l-am terminat, dar folosesc cu economie. Am venit în Spania cu vreo 2-3 căței. Mi-am adus și mama încă vreo 2 când a venit să mă viziteze și acum am o pungută. Pentru căci... Tommy, în cazul care l-ați observat, eu am dezvoltat o obsesie masivă, da, grav, cu avocado. Mi l-aș arăta și pe celălalt, dar nu mai știu unde l-am pus. Am adus aminte de numărul de aici. O să vedeți voi într-un unboxing cât de curând, că mi-am mai luat încă un avocado, pe ăla încă nu l-am filmat și... Mamă, trebuie să filmez și unboxing-ul ăla. Mai avem salalalambănăța! Mai avem încă un rom cu vișinică, te rog să fie și romul cu mojito. Încă un baton cocos și zmeur. Băi, sunt aromele mele preferate! Sunt aromele mele preferate. Nu-mi place zmeura pentru că mă enervează foarte tare când este storcoșită. Plus că pot să zic că e un fel de traumă din copilărie, mâncatul de zmeură. Bine, nu e chiar traumă. Nu prea mâncam zmeură, deși îmi plăcea foarte tare pentru că mi-era lene să o culeg și pentru că zmeura era lângă albine și trebuia să trec pe lângă ele și câteodată erau destul de multe albine în zona cu zmeurici. Dar... Mamă! M-aș vrea să fie un pic mai intens aroma. Încă un cocos. Încă o zmeurică. Încă un rom. Ce e asta? Iepuraș! A venit iepurașul! Ai de capul meu! Mama e împotriva geleurilor, zice că au prea mult zahăr și că sunt calorii inutile, consumate degeaba. Și că sunt foarte nesănătoase, dar avem geleuri complicate. Doamne, n-am văzut niciodată niște geleuri mai frumoase și slavă Domnului. Am cam multe geleuri la viața mea și am văzut multe geleuri la viața mea. Mai avem chestii de la Uriaș aici. Avem de la Uriaș o apă micelară. Cleansing Smoothing Gel. Nu știu dacă este din gama aia pe care am văzut-o pe TikTok. Am văzut că o tipă a scăpat de-al nea cu Uriaș. Da, știu că putea să fie o reclamă mascată, bla bla bla. Dar la un dat am zis că vreau să o încerc. Apă termală. Super, nu am mai avut apă termală de urmă. Deci s-a terminat. Deci în momentul ăsta s-a terminat. Mamă, cât de mult îmi place asta. Este mușchi cu verdeață. Ăsta e mușchiul meu preferat. Îi zice șuncuriță cu verdeață, dar nu e șuncă, e mușfile. Știți că v-am zis că nu mâncam mereu salam cu ceapă? Ei bine, pentru că unul la mână nu este foarte sănătos salamul, de fapt nu este sănătos deloc. Doi la mână, treaba asta e mult mai bună. Deci o desfac. Asta e prima chestie pe care o desfac. Mai avem încă un iepuraș. Mamă, cât de drăguț!
Uitați-l cât de drăguț e, Doamne, iartă-mă și păzește-mă și mai mulți iepurași, ăștia sunt toți jeleuri. Avem, hai să vă arăt și vouă, cu galben, cu portocaliu. Nici nu știu dacă v-am arătat de chestiile, sunt haosat de tot. Încă o zmeurică, încă o zmeurică. Sunt la fel, da, zmeurică cu cocos, deci avem 3, mă rog, 2 jumate. Încă niște yummy gummy. Avem latexul. Încă 2 iepurași. Alantoin, adică. Super. Apa florală de Rolly Water. Asta e diferită. Da, super. Chiar am făcut zilele trecute un ser pentru față cu alantoină și cu apă florală și mai rămăsesc un pic și am zis pe clip că o să mă duc să-mi cumpăr în România, când mă duc în România. Deși sunt sigură că există și aici în Spania apă florală, nu știu unde să mă duc să caut apă florală și e mai simplu. Oricum mă duc în curând în România, e mai simplu să mă duc la BBT. 2! Cu lavandă. Mamă! Papi cu cremă de lapte, încă un rom cu cireșică. Uriaș, control. Rich Smoothing Care immediately calms, nourishes, protects. Ok, o cremă, un ser ceva. Vai, abia aștept un pic. Încă un Oreo! Okay. Oh, sunt un copil mic! Fac un copil mic! Nu mai pot, deci nu mai pot, trebuie să mănânc una. Avem fermător, 1, 2, 3, 4, 5 cu zmeură. 2, 4, 6 rom, 6 rom. N-am mâncat nimic azi. Bag și o dulce ca sparta. Nu mai pot, deci nu mai puteam. This is how happiness feels for me. Give me food and I'll be happy. Noi nu pot să cred, când eram mică eram atât de plictisită de astea, pentru că nu prea aveam voie dulciuri sau chestii din comerț. Măcurica era singura chestie dulce pe care bunicii mei mă lăsau să o consum, iar mama mea tot așa mă limita foarte tare. Iar acum am ajuns să plâng, frate, după măgura și să salivez. Aveam un bărătaco... Man, mamă, nu știam că au și de bărbați. Mamă, miroase că mișto. Da, eu prefer să vă folosesc deodorante de bărbați, mă, normal. Mi se pare că miros foarte sexy. Mai avem încă niște iepurași, încă un Oreo. Press Pills Extra Effective Anti-Perspirant Roll-On, 2. Da, e nasoală rău de tot treaba cu transpirația la mine, mama lor de hormoni. Au unghia, again. Ce micuți drăguți. Iar acum, să vedem ce avem verde aici. Doamne, nici nu vreau să știu cum a ieșit clipul ăsta, cred că a fost super haosat. Am făcut ca toate alea. Mai e ceva, nu mă... Nu te cred! Nu se... I-am dat anul trecut, mami, ceașcă de genul de la Pepco. Hai să vedem unde e asta, tot de la Pepco, dar doar că cu galben. Și aveau doar cu galben. Și știți care e faza? Am văzut o grămadă de căni cu tapuri din asta, cu capac. Doar că nu am considerat că am nevoie de genul acela de căni. Deși îmi plăcea foarte mult ideea de a avea un capac la cană. Doar că eu, cum nu am băut ceai toată viața, am zis că n-am nevoie. Acum beau ceai și chiar mă enervează când se răcește. Mamă, ce frumos! Avem geacă de bluci! Verde. O să facem un try on în alt clip. Nu vreau să-mi dau acum honoracul acesta jos. Cam acesta ar fi pachetul. Mersi, mami! Bye! Așa cum am spus, acesta este ultimul pachet. Până pe la toamnă, iarnă. Dați seama că genul ăsta de produse s-ar strica dacă ar fi mai cald în momentul de față, iar genul acesta de produse s-ar topi. Și cam asta e tot ceea ce îmi doresc eu din România.
Bine, poate o să mai trimită cereale salchistii care nu se găsesc aici și care îmi plac foarte mult, care nu se strică sau nu se topesc, dar slabe șanse. Anyway, vă mulțumesc că m-ați urmărit în acest clip. Mergeți și pe canalul mamei mele să vedeți ce i-am trimis și eu ei și ne vedem în următorul. Exact. Eva! Eva cu urechiușe. Unde mi sunt urechi? Hai să-mi pun urechile. Sofia. Eva cu urechiușe! Doamne, ce răguțe sunt! Exact, Eva.